Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt Claudia și astăzi o să citim o nouă poveste. După ce am văzut cum a petrecut Crăciunul iepurașul Hopa Țopa, astăzi vom vedea ce se întâmplă acasă la familia de ratoni. Deci vom citi Crăciunul ratonilor. Când în pădure se lasă întunericul, și numai luna mai vechează, mare și strălucitoare, când toate animalele sforă în atunci ratonii se pun pe treabă. – Mama a adus bradul! – zice micuța Wilma, făcând tumbe de fericire. Se apucă să pregătească globurile colorate, cu fundă cartofii, unul câte unul în sos de coacăze și de roșii, iar Willy îi agață în pom. Între timp, dragul de Wilbur împodobește bradul cu zăpadă făcută din albuș de ou bătut. Și cine gătește bunătățile de Crăciun? Chiar tatăl, care înmoaia lunele în miere, mușchi și mâzgă de melci, glazura preferată aratonilor. Acum dimineața se apropie, iar în pădure răsună un colind al ratonilor. Willy e primul care adoarme, dar când nu mai aude și nu mai vede nimeni, ușa se deschide cu un scârțuit. Ce caută oare intrusul? A doua zi, părinții ratoni se uită uluiți la bradul gol toate dulciurile au dispărut. Numai pe ușa mai rămas lipită niște spumă de albuși. Wilma! Wilbur! Willy! Copii, ați făcut voi vreo farsă? Un hoț! strigă Willy. oh, ce tare! De frică, Wilbur s-a făcut alb ca varul. Of, Ștrengarilor! nu a fost un singur hoț, ci trei, zâmbește tatăl fără supărare sau inimărea și își facă imediat șorțul de bucătărie. În cazul ăsta să o luăm de la început. Ratonii amestecă aluatul, îl frământă, pun prăjiturile în forme, le bagă în cuptor, decupează decorațiuni, le lipesc și împodobesc pomul cu ele, vopsesc globuri, sparg nuci, o mânjesc pe Vilma cu ciocolată, într-un cuvânt fac de toate. Și uite așa, noaptea trece într-o clipită, cad toți obosiți în pat. Și totuși, un raton se stecoară din nou afară din gulcuș și aruncă o privire încordat prin gaura cheii. Prind eu hoțul, Oricine ar fi," zice Billy căscând, dar aproape ca doarme și el. În răcoarea dimineții, în fața ușii, așteaptă un oaspete cunoscut. Willie clipește din ochi și se întinde. Ups, am ațipit un pic. Dacă toți stau de pază, hai să mă ascund." Dar ușa e deschisă. Willie începe să se sperie. N-a mai rămas nimic, nici o coroniță, nici o steluță. Biscuiții au dispărut, la fel și pasta de alune, nici urmă de cozonac din aluat de măceșe. Și sosul de coacă a fost furat. În loc de brad, mai e doar o grămadă de rumeguși. Copii, Crăciunul a fost anulat, zice tatăl. Toți ratonii au lacrimi în ochi. La noapte plecăm de aici. Scrieți o scrisoare mătușii Ingrid. Pe aici umblă un hoț nespus de ticălos. Am pornit spre Pacificul de Sud. Snif, snif! Ratonii se duc înapoi la culcare, dar Willy are alte planuri. Soarele strălucește, fereastra scârție. Un raton sopă afară în zăpadă. O veveriță își ridică ochii să se uite la el. La drum! Auci! zise Willy, lovindu-se de veveriță. Două capete se ițesc din zăpadă. Zăpada e pufoasă și adâncă. Ce faci aici? Cine ești tu? Willy Ratonul. Sunt un detectiv. Eu sunt Eli Veverița. De ce n-ai ieșit direct pe ușă? Tata încuiat-o bine. Pe aici umblă un hoț ticălos. Veverița se face albă ca varul. Eli, nu-ți fie frică, ține-ți firea. Hai cu mine, împreună îl prindem noi pe bandit. Bine atunci, se bâlbâie Eli. O să începem cu șoarecii, șoptește Willy. Cu șoarecii? Willy, ești signit? Ei n-au cum să fure un brad. Cum să nu? Împreună sunt puternici și rod lemn, ceva de speriat. Se apropie pe furiș cât de mult pot. Un cor de șoareci cântă încetișor. Mărturisiți! Voi ați furat lucrurile ratonilor, strigă Willy. zic șoarecii foarte tulburați. De zile treci, tot repetăm cântecul și nici nu ne-am mișcat din loc. Eli dă din cap. Hai să plecăm, aici n-avem ce lucruri furate să vedem. Pe urmă se întâlnesc cu domnul Bursuc, iar Willy face o descoperire. Încă are ceară pe degete. Se vede că a șterpelit niște lumânări. Hoțul care ți-a distrus Crăciunul! strigă Eli cu putere. Dar bursucul cel vanitos nu face decât să le zâmbească blând. Mie nici nu mi pasă de Crăciun. De săptămâni întregi lucrez la o pictură. Ceara e de la creioanele cerate. Și totuși ceva lipsește din tabloul meu. Acum valea cu voi, îi gonește bursucul. Știu eu cine nu se poartă niciodată frumos, zice Willy. Mistreții, sigur, ei au fost. Dar trupa porcilor mistreți râde. Hoți? Nici vorbă! Dacă eram noi, distrugeam totul. Ce să facem cu un pom de Crăciun? Braze avem aici destui, cât despre biscuiți. Ia uitați ce mulți avem! Noi ne place să cântăm plugușorul și să săpăm după orice, de jir. Ia uite, ștrengarule! Willy e tare descumpănit. Îți fac un îngeraj de Crăciun. Uite, ia și o acadea. Lui Willy îi se strânge inima de rușine, dar deodată vede... Sos de coacăze! Eli pornește încetișor prin zăpadă. Willy vine după ea, mâhnit. Hei, Eli, stai un pic, te rog! Tu trebuie să fi fost hoțul! Ești murdară de coacăze pe blană! Eli se întoarce încet, și lacrimi mari îi se preling pe obraji. Îmi pare rău. Am făcut-o pentru că mă simțeam foarte singură. La voi totul era minunat. Am vrut să intru doar o clipă și apoi să mă întorc repede acasă. Doar să gust o prăjiturică, doar un glob să împrumut. Doar o lumânare să iau cu care să alung gerul. Doar o feliuță de cozonac părea așa de gustos. Doar o crenguță să culeg din bradul cel frumos, dar s-au făcut douăzeci. V-am distrus visul de Crăciun. De acum încolo, nu o să mă mai vezi. Puteai să ne întreb direct, dar Eli, pur și simplu, n-a știut cum. Am crezut că sunteți foarte periculoși, pentru că în timpul zilei nu vă vede nimeni. Willy nu mai vrea decât să se întoarcă acasă și plecă, tăcut și abătut. În seara de Crăciun, Ellie stă singură, întinsă în pat. Îmi vine să intru un pământ de rușine și ce drăguț a fost Willy cu mine. Deodată, cineva o strigă de afară. Veveriță Eli, vină un coace. Am dat totul înapoi, nu mai am nimic în casă, zice Eli, deschizând ușa cu îngrijorare. Din prag, domnul Bursuc se uită la ea cu gravitate. O să fiu arestată? Vino cu mine, pe aici. În fața vizuinii întunecoase a ratonilor, în pădurea împodobită, lângă un foc mare, cineva îi face cu mâna. Eli se oprește în loc și nu-i vine să creadă. Willy, tu ai făcut asta? Astăzi o să petrecem împreună. Intră, strigă Willy râzând. Mama și tata Raton, Wilma, Wilbur, porcii mistreți și corul de șoricei, toate animalele sunt acolo, Domnul Bursuc vine în față cu tabloul său. Știu acum ce-i lipsea capodoperei mele. Mai mulți prieteni, așa, ca voi. Mistreții cântă cu șoriceii până la patru dimineața. Mulțumesc, Willy, că ai făcut asta pentru mine. După câte s-au petrecut? Pentru nimic, șoptește Willy, Crăciun fericit. Totul este bine. Și am încălecat pe o și v-am spus povestea așa. Și am încălecat pe o roată și v-am spus povestea toată. Și am încălecat pe o căpșună și v-am spus o gogonată minciună. Sper că v-a plăcut povestea din seara aceasta. Nu uitați, fiți cuminți și ascultați pe părinți și fiți buni. Ne auzim data viitoare.